Spectroscopia prin rezonanță magnetică este o metodă nouă apărută în domeniul medical. Din punctul meu de vedere, este o revoluție a imagisticii medicale. Este simplă, este neinvazivă, nu folosește substanță de contrast, dar este o idee genială aplicată în domeniul medical, prin care medicul. Pe lângă imagine, poate aduce informații despre activitatea metabolică din leziunea pe care o studiază. Până acum, imagistica era o metodă uh, morfologică, descriptivă, a unei tumori sau a unui nodul sau a unei leziuni. În momentul acesta, cu ajutorul spectroscopiei, noi putem aduce informații despre activitatea metabolică din tumora respectivă sau din nodul. Cu această ocazie putem evita biopsii inutile. O folosim în foarte multe domenii, în domeniul neuroradiologiei, în domeniul urologiei, pentru a caracteriza un nodul care, din punct de vedere strict imagistic, nu pare nici benic, nici malic. În momentul, acesta spectro, în momentul acesta, spectroscopia vine și spune, da, este o tumoră cu o activitate metabolică intensă, trebuie biopsiată. Evităm biopsii cerebrale care sunt traumatizante și care uneori pot fi inutile. Se dozează metaboliții dintr-o uh, tumoră. Știm cu toții că tumorile maligne au o activitate metabolică intensă, folosesc mult oxigen uh, pentru că ele au o rată de creștere mare. Și atunci noi venim și dozăm acești metaboliți. În uh, spitalul nostru uh, o folosim în domeniul neuroradiologiei și în domeniul cancerului de prostată. S-a dovedit foarte utilă în. Uh, Depistarea cancerelor de prostată, și uneori în diferențierea unui cancer uh, al creierului de o tumoră benignă. Este simplă, după cum am spus, pacientul stă nemișcat în uh, aparatul de rezonanță magnetică. Este ca o secvență care nu durează mai mult de un sfert de oră uh, și în care pacientul trebuie să stea relaxat, nemișcat, într-o poziție confortabilă au de aceleași de ca la o examinare prin rezonanță magnetică obișnuită. Fiind o metodă nouă apărută și nou introdusă în domeniul medical, e bine ca orice pacient să vină întâi să se sfătuiască cu medicul radiolog înaintea acestei examinări pentru că uneori nu este recomandată, este, nu este de folos această examinare. Radiologul știe când să aplice această metodă imagistică prin rezonanță magnetică, spectroscopia. Ea este folosită și în multe alte domenii. Cercetările continuă și sunt sigură că în următorii ani va fi o revoluție în domeniul medical.